Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. A plecat banda. Hai cu banda. Hai prima roșie și după aia mai vedem ce faci. Prima e noastră, șef. Doamnește. Și ce să credeți? Prima farfurie. Stați un pic. Prima, măi, după aia mai vedem. Da. Doamne, roșie. Începem bine. Am primit una. Mai avem de primit încă 10. Hai că mai sunt 10 de intrat. Farfuria noastră chiar a fost niște. Mai ales milfoiul ăla a fost spectaculos. Hai cu griu! Haide! Yeah! 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 Bine, tată! Yes! Top! Conducem. Parcă te vezi câștigător deja. Bă, au intrat 200 în bun, mă, suntem buni. S-au umflat în pene maxim, cei de la roșu. De ce? Nu știu. Scuză-mă pe mine. E ok. Mai bine foie gras nostru decât drăciturile voastre. Tartar și ele. Nu, nu chiar am gătit. 4 deserturi? Dar bine că n-au făcut candy bar acolo. Am aflat de la șef Dumitrescu că au 4 deserturi în farfurie. E groasă. Panică, tati. Am avut o armată de... Îi rup pe genunchi. E, na, hai că astea le-ai avut la revedere 4. Foie gras ăla fiert. Mamă, nu era comestibil. Costică, foie grasul tău a fost atât de amar, de-aia l-a pus dulceața. Oleo, bine că-l țin brațe. Zici tu, Laurențiu, poate mai schimbă rulada cu altă. Păi rulada a fost alta, băi. Am avut plăcintă, am avut tartă, nu prea am avut, dar restul am avut. Să te ciuc dintre una neagră. Bine, mă! Bravo! M-am bucurat mult de tot. Pentru mine, că e prima dată să văd o farfurie neagră pe bandă, e wow, adică e un sentiment foarte frumos. Nu-mi venea să cred că sunt acolo și că trăiesc experiența asta, e wow. Cred că le-a plăcut ou Florentiniu, așa cred. Ce ou Florentin a avut asta acolo, mă? Ou Florentin pe pulz. Hai, mă, dacă și ăla era ou Florentin. Dumitrescu deja, uitați-vă la potoaba lui capilar, așa, ca un leuț, că e leu. A început să se enerveze. Da, gata, de aici intră la noi. Vine una gri acum. Da? Da. Hai să ne rugăm să câștigăm. Hai cu griu! Hai cu griu! Aia zic. Hai de încă 8 negri. O câștigăm asigur. Doamne! Bă, dacă ați venit cu noroc. 100%. Bine, mă! Bine, mă! Creștea așa emoția în mine, dar de bine. În sfârșit simt că i-am nimerit pe jurați. Din cele 3 farfurii ale noastre, gri și negre, din punctul meu de vedere, gri ar fi avut mai multe șanse. Mai sunt 7 farfurii. Da. Dacă avem acum 2 roșii, 2 negre, clar ce să vină 2 de la noi. Bum, 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 bum. Hai cu griurile. Ușor, hai mă, ușor, că se poate, ușor, mă. Ușor. Hai mă, încă una, mă. Hai mă, să intre roșii, lasă-o noi. Hai, roșu, roșu. Ce? A venit și aterea. Haide, încă 3. E dubios că n-a intrat niciuna gri. 2 noi, 3 roșii. Ce se întâmplă cu gri? S-a dus dracu statistica mea. Dacă n-a intrat până acum, asta n-a 0, dragii mei. Hai. Sper să nu aibă dreptate. V-am zis, bă, frate, nu am câștigat. Dar trebuie să fie și măcar 3. Măcar. Deci nu mai pot de nervi, nu mai pot de ce? Începe stresul încet, dar încă există speranță mare. Astăzi este șansa noastră. Bă, eu vreau să văd multe negre, frate. O să vezi încă 3. Cum ai pus mine toate șansele acum la noi? Vine, mă! Vine, bă, băi! Am finit așa cum le-am dat peste nas roșilor. Bătălia e foarte strânsă și grija e foarte mare. Panicasem și eu să nu ne depășește. Wow! 6, deci au mai rămas încă 5. Nu mi-a plăcut asta. Încă o egalitate și noi nu suntem nicăieri. Cu noi, pustiu. Noi aveam covrigul, știi? Gaura de la covrig, adevărat, nici măcar covrigul. Vezi, sper să nu fie astea 5 gri, că am părlit-o. Ar fi frumos. Cum spui că văd un șir tălată, 5 farfurii așa gri, că nu știu ce fac. Doamne ferește. Bine!
venit și a patra, ce crezi? Du-te, mă, în pana mea. Pregătiți-vă de duel. Pregătiți-vă de duel. Frate, am simțit că nebunesc, crăp și pleznesc, mi s-a ridicat părul în cap. Bun venit la ediția în care noi nu o să câștigăm astăzi. Am simțit că e dezamăgit șef Florin și pare foarte rău. Aș vrea să depășesc cât mai repede momentul ăsta, să intrăm la individuală, să putem să gătim, să gust mâncarea, să treacă ziua asta de coșmar. Șef, ce v-a pus în dificultate așa tare? Stați liniștiți, nu este farfurie de zero, nu? În nasol, aveam așa un ghem în stomac. Când muncești mult și nu primești nimic în schimb, e frustrant rău de tot. Dar sincer mi-aș dori decât să câștige roșu, mai bine să câștige negru. Că îți dai seama, săracii n-au avut nicio victorie până acum. Chiar m-aș bucura un pic, știi, pentru ei. Dacă le luăm noi peste patru, intrăm cu toți la duel. Ca să câștigăm, ne mai trebuie două farfurii roșii. Nu are cum să câștige roșu. N-are cum. Imposibil. Nu e, noi suntem. Dă un asta o simt eu că e a noastră. Mai, nu cred, a venit și a cincea. Bine, băi, bine, băi! Bă, mă, lași. Face roșu 5. Cătălin 3. Hai, bă, pana mea, bă, frate! Să vină 3 negre să-i doborâm. Nu. Dacă intră asta la negri, ne-au bătut rău. Nu! Nu, ne mai trebuie o farfurie, frate, să câștigăm. Una singură. Ai o lecție bună și asta cu zero. Simțiți-o, simțiți-o până în modul vaboaselor, pentru că e foarte bună lecția asta pentru voi. Panda se învârtea, pagubă, tabela era sus, pagubă și aia, zero, aer, sufletul. Deșertul, prăjeala, Sahara, uite că era de data asta la noi. Practic toate preparatele au fost basic, au fost ceva la nivel normal. Dar speram măcar să luăm și noi una, două farfurii, speram să luăm. Continuai. Ai venit cu ghinion, Stelic. Da. Vedem, mă, că astea trei o să fie ale noastre. Trebuie să fie roșii. Bine! Da! Bine! Da! Hai, că mai este. Mai sunt șanse. Mai sunt șanse. Hai, încă două negre. Vai. Da, mă, ce ești? Că bun ale noastre sunt. Simt eu așa că... Hai, grasule, hai că poți. Mai sunt două, nu la negru. Orice ar fi să nu intre la mine. De asta pornim. Și aud țipăt de la roșu, care te zgârie până în ultimul creier. Bă, las-o dracu de treabă acum pe bune. Deci ne-au nimicit ei pe noi. Al patrulea battle l-am câștigat. N-ai cum. Deci eu așteptam două farfurii negre. Deci trebuia să fie două negre. În mintea mea am zis, băi, gata, face 6-5 de mintele, că era deja pe foraș, săracul. Și noi îmi intră două roșii, mă. Deci îmi vine să leșin. Hai, capul sus. Deci cu zero farfurii. Nici nu vreau să mă obișnuiesc cu așa ceva. Consider că este o lecție. O confruntare pierdută la zero poate să îi ambiționeze și să facă mult mai bine. Niciuna gri. Niciuna gri. Cu tot respectul pentru Sorin, cu tot respectul pentru oamenii ăștia de la Roșu, care chiar gătesc bine, știi? Adică nu poți să zici că au câștigat battle-uri multe, așa, pe noroc sau cu ochi frumoși. Bă, dar nu mai pot să îi aud. Care-i treaba cu Mete în cinci, că n-am înțeles? Ești prea supărat să vorbești, a? Bravo, Căristească, bravo, 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 desertul a fost foarte bun și plăcinta cu dovleac, saganachiul mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și friptura de rață, deja poftesc la ce am mâncat, ca să înțelegeți cât de mult îmi place. Sunt mult mai multe elemente câștigătoare pe farfuria roșie decât pe celelalte farfurii. Saganachiul a fost bun, că cu reveți este special față de gri, unde a fost simplu doar cu un sos destul de comun și destul de simplu. Puteam mai multe, clar. N-a fost chiar o decizie ușoară, pentru că am fost indecisă, nu știam dacă să aleg farfuria neagră sau farfuria roșie. Da, în farfuria roșie au fost mai multe elemente care m-au atras și care mi-au plăcut mai mult. Yeah!
și îmi vine să mor. E betelă numărul 6 și nu am nimic. Păi n-am câștigat nimic. Păi nu am câștigat nada, de nada. Mie nu vine să cred, nu pot să plâng sau să râd. Nu nimerim degustătorii, nu înțeleg de ce. Intrăm așa în istorie. Echipa neagră n-a câștigat niciun battle. Nașpa. Bine ai venit. Chiar eram sigur că o să câștigăm. Chiar am zis că o să ducem noroc în echipa asta. Și iată ne ajungi la finalul confruntării de astăzi seară. O partidă reușită merită sărbătorită cu un gust unic care să ne aducă aminte cât de importante sunt aceste momente petrecute împreună, cu adevărat magice. Aveți grijă să nu plecați. La voi știți cum e acolo, la voi e non-stop. N-ai voie să greșești, trebuie să faci ce ți se spune, să asculți tema și să faci ce ți se spune. Da. M-am asigurat că Stelian înțelege ce are de făcut. Te concentrezi, să faci tema și să-ți iei o notă de trecere. Doresc să rămân și să particip cât de mult se poate, până în final îmi doresc, bineînțeles. Concentrează-te. Concentrează-te că nu e ok. Luna nu a demonstrat încă. Ar trebui cumva să facă mai bine ce are de făcut. Știu că ai puterea să încerci, dar vreau să fiu un pic mai atentă la ce faci. Ai grijă ce faci. Știu că poți. Iau încredere în tine. Chiar poți. Da. Te mănânc azi. Ai grijă ce faci. Foame. De ce ai grijă ce ne gătești când e foame? Da, doamna Zinări, i-am zis că vreau să mâncăm. Dă-mi așa, puțin. Stai așa. Așa, dă-mi puțin. Ce, doamne, iar tu-mi faci? Să-mi dai idei. Ia, mamă, toate ideile. Sper să nu mai avem rulada de la Laurențiu. Vreau și eu să văd o farfurie mișto. Te prind cu rulada, te bani. Hai, paftă. Mulțumim, șef. Vreau să văd o farfurie mișto la toți. Mulțumim, șef. Succes! Doamne aștept. N-am mai așteptat-o pe Gina, am zis să mă grăbesc un pic să ies. Pentru că urma muzica, urma dansul, urma, știi, toată nebunia și nu mi-arde. Și a zis mama, dragii mei, să țineți seama, roșii iar au câștigat. Cum a zis, mă, cine a venit, mă, și a spus că este asistat, nu asistat. Este, Ponte, este... Stai să-l sun. Trebuie că mă sună... Da, mă! Cum ești, mă, tu sezonul ăsta? Aspectat. I-a aspectat, mă, băga mea. Și că nu mă înțelegeam. Deci Bontea i-a aspectat. Da, aia câștigă tot. Mulțumesc, Bontea. Pa! Deci el este aspectat, mă. Aspectat înseamnă a fi orientat într-o anumită direcție pe care o știi. Asta e direcția pe care o știu eu. Să câștig. Abia aștept următorul betonar. Mă duc la biserică. Felicitări, dragii mei! Hai. Ce s-a întâmplat? De fericire! Am câștigat! Am câștigat! Așa te bucuri! Era... Da. Să uita așa, super speriat! Vine prima lui Victorie, dar... Cum a venit, cum a câștigat? Am o senzație foarte plăcută. O senzație pe care îmi doresc să trăiesc toată viața mai. Mulțumesc, echipa. Mulțumesc, șef. A nimerit unde trebuie. Dar nu cântă nimeni în echipa roșie. Astă seară a sosit cu banda în gară, farfurii o grămăjoară și uite și am rezolvat. Și-a zis mama, dragii mei, să țineți seama, roșii iar au câștigat. Bine, șef! Așa da. Auzi, Gina, încet, încet asta cu roșii iar au câștigat, o să devină pleonază. Așa e după câștig, sorry, ia? Hai! Asta seară a venit cu banda în gară. Bum, 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 bum. Bang, 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 bang. Hai că voi puteți. Bum, 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 bum. Bang, 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 bang. Hai că o să fie super. Hai, bă, odată că se încălzește berea. Hau, hau, hau. Hau, 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 hau. Ei, ei.
Băi, George! Da, șef! Se pare că faci mac and cheese mai bine decât Florin. Da, 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 nu, nu. Cel mai bun mac and cheese tot a lui a fost bun. A lui a fost bun. A fost bun. Problema e că au mai fost și altele pe lângă. Da, știu. Mi-ar plăcea să-l văd tot timpul așa pe șef. Să fie mulțumit, împăcat, să vadă că nu a făcut alegerile greșite în echipă, să reușească să ne țină în frâu ca și până acum. Hai! Felicitări! Bravo, felicitări copiii mei, bravo! Șef m-a felicitat și mi-a spus că bravo, Nina, bravo, tarta a fost foarte bună. Și Monica a rămas surprins și chiar m-a mai întrebat, trebuie să spui la echipă că știi să faci deserturi. Probabil că asta e și secretul meu, adică ce, chiar să vă spun eu tot ce pot? Nu degeaba am cuțitul de aur. Felicitări, dragii mei! Orezul foarte bun a fost în ziua. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.